eu tot n-am înțeles. Peste o săptămână... Craci. Scuzați? Craci. Pară că îți dai seama că a venit și căldura, ies toate gagicuțile la aer, la alergătură. Pac, să vezi și o să fie în parcă țuca, țuca, țuca. Eu de-aia mă... Cred că or să fie îmbrăcate... Nu, tu ți-ai văzut de ce îmbrăcate, băi, colega? Păi și acum bate... De unde să mai îmbrăc? Nu mai îmbrăc, de-aia m-am apucat de alergat. M-am apucat un pic așa înainte, știi, ca să am spor, să nu mă duc să mă fac de râs după 300 de metri. Că eu alerg doar să văd... Am înțeles. Să văd imaginea de ansamblu. Și când spun am înțeles, nu înseamnă că chiar am înțeles. Mă zic și eu așa, ca toți cretinii care când nu mai au ce spune, zic că am înțeles. Stimați-le, spectatori, acum 16 ani pe vremea asta, domnișoară, acum 16 ani, domnișoară, pe vremea asta, domnișoară, plângeam la tine în brațe și dumneavoastră la mine. Mai țineți minte? Plângeam când îi vedeam împreună. Corina? Mă auzi? Stai așa că eu nu te văd. N-are nimic, lasă că mă auzi. Ah, da, da. Wow, da, 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 da. Sunt 16 ani. Pentru... E acum 16 ani, Doamne, nici nu-mi vine să cred cum a trecut timpul. A fost timpul. Ieri, iubita mea, ieri. Primul CD pe care l-a primit vreodată Maia de, în viața ei cu autograf a fost de la tine și l-avem. Ce frumos, ce mă bucur. Știi că ți-am mai spus de nenumărate ori că mă bucur foarte tare că am făcut parte din procesul ăsta frumos de care tu ești foarte mândră acum. M-ai ajutat, cum nu-ți poți imagina, cu o piesă care a făcut istorie și care, na, continuă să facă. Să le spunem și oamenilor de ce piesă e vorba. Da, e vorba, nimeni nu ne poate noi despărți doi, acum. Marius Moga și Pașa Man, prima piesă cu care m-am lansat. Bine, noi avem multă istorie împreună. A doua pe mine m-a marcat, o să râzi. A doua. Dacă mai ții ce la tine tot. Nu, era așa. Sau, fără tine? Ah, fără tine, fără tine. Da. Cum? Fără tine. Da. Da, 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 da. Era a treia, da. A treia, scuză-mă. Da. Bag de seamă că tu ești la televizor. Că, prima oară, prima apariție într-o emisiune TV a fost la tine și știi că mi-era super frică și tu m-ai încurajat. O să fie bine, m-ai luat în brațe, eram așa micuță. Și da, n-avem cum să uităm aceste momente frumoase și mă bucur că, uite, după 16 ani suntem aici am din nou. Am crescut împreună. Tinere și neliniștite, dar cu doi copii, cu doi copii foarte mari și frumoși. Da, e adevărat. Bun. Cât are Robin? 11 ani deja. Robin are 11 ani, dar în curând o curtează pe Maia. Păi stai că Maia e deja măritată, are 16. E măritată și nu, ce dacă are 16? Se poartă, Se poartă să fie poeții mai tineri. Știi ce zic? Da, știu. Cum nu-ți imaginezi că știu. Sau ce, vrei să spui că mai plac băieții mai maturi acum. Știu cum e. Când ești adolescentă, îți plac băieții mai maturi, că așa eram și eu. Deocamdată, săraca e închisă în casă, abia așteptăm să ieșim. Scumpa mea, ziceam că tu ești la televizor doar atunci când ai ceva de spus. Nu e vorba că ai dispărut din spațiul showbiz-ului, pentru că te-am tot văzut și online și peste tot. Dar... până când n-ai tu un mesaj clar de transmis, stai la colivie. Păi da, pentru că da, așa e mai bine. Mie îmi place să fac show peste tot, știi cum e. Da. Și în perioada asta a fost o perioadă foarte lungă de căutări, o perioadă în care am călătorit foarte mult, am vrut să produc foarte multă muzică și peste meleaguri și am făcut asta. Și de acum o să vină foarte multă muzică și o să mă vedeți din ce în ce mai des. Adică o să vin din ce în ce mai des în emisiune la voi. Nu o să mai fie atât de rar, dar a fost o perioadă în care am simțit nevoia să caut altceva, să descoper altceva și de ce nu să stau mai mult, să petrec mai mult timp cu Robin. A fost o perioadă, dacă mai ții tu minte, când ajunsesem să ne antrenăm împreună în aceeași sală, pentru că tu repetai împreună cu trupa ta. Da, da, da. Mai sunteți în formula asta, cu balet, cu tot ce trebuie? Da, le mai am pe dansatoare. Stai acum, că acum te văd și eu pe tine. Așa. Pe ecranul TV. Ai, ce frumoasă ești. Vorbești, mulțumesc. Da, mai am și acum dansatori. Însă acum am lucrat și la un show cu band și sper să-l vedeți în curând. Din păcate, perioada asta nu e tocmai bună pentru asta. Adică noi nu o să avem concerte curând. Dar sper să mă vedeți curând în formula nouă cu band și cu dansatoare. Între timp, dansatoarele s-au mai schimbat. Am unele și mai bune și mai drăguțe. Cu siguranță. Dar nu, toate au fost drăguțe. Și da,
sper să ne vedem curând și la concerte. Deocamdată am lansat o nouă piesă, se numește Superstar, da. Și trebuie să îți menționez că am fost foarte curajoasă și acum sunt artist independent. Adică am luat-o cumva de la zero. Singurică. Am un singurică, da, am label-ul meu. Un mic canal de YouTube care n-a fost deloc exploatat până acum, dar va fi de acum încolo. Chiar așa, vă rog să intrați pe canalul meu, Corina, să dați subscribe acolo și să-mi spuneți, să-mi dați mesaje, să-mi spuneți dacă vă place noua piesă Superstar, care este în colaborare cu JJ Geneva, JJ din No Sleeping, dacă mai țineți minte, acum 5 ani sau 6 ani am scos piesa aceea împreună. Spune-mi, da. Te rog, așa cum spuneai chiar tu, e nevoie totuși să fii văzută. În ciuda faptului că ai traversat o perioadă de căutări, nu ne-ar fi plăcut să te vedem mai des la televizor. Nu te-ai regăsit nici acolo? Sincer, nu. Nu m-am mai regăsit deloc în peisajul industriei muzicale. Deloc. Și cred că nu m-am regăsit pentru că noi am trăit alte vremuri în care se punea mult mai mult accent pe calitate și mesaj. Mi se pare că și mesaj și, da, și esență, știi? Adică, da, și cred că a fost o perioadă în care eu n-am mai rezonat cu ce se întâmplă acum. Acum nu vreau să par demodată, dar pur și simplu nu n-am mai simțit. Și eu am făcut întotdeauna ce am simțit. Nu s-a întâmplat nimic în mod special pentru care nu am mai vrut să apar la emisiuni. Pur și simplu nu. Cred că am simțit nevoia să stau mai mult singură, în introspecție cu mine. Nu știu, cu ceea ce vreau să fac, cu ce-mi doresc să fac. Cu ai tăi din Maramureș? Cu ai mei din Maramureș, da, unde, de care mi-e foarte dor și abia aștept să ajung acasă, să iau în brațe și să petrec ceva timp cu ei. Au fost 3 ani de zile în care, practic, tu ai dispărut. 3 ani s-au adunat. Da, am dispărut, bine, de pe TV. De pe TV. Nu am mai fost la evenimente, exact. Și la televizor. Și la... Pentru un artist, nu ți se pare destul de riscant? Hei, te pup, stai că te văd acum și pe tine, ursule. Nu ți se pare, bine, nu ți se pare riscant pentru un artist să dispară o perioadă atât de lungă? Adică, poate ca revenirea să fie mult mai grea, nu? Sau... Mai să știi că pe mine nu m-a interesat niciodată aspectul ăsta standard, așa, niciodată nu mi-a plăcut să mă încadrez în standardele impuse de societate și nu prea sunt nici în filmul ăsta cu mulți followers, mulți fani, multe like-uri. Eu tot ce am făcut, am făcut din pasiune și acum fac la fel. Și cred că e important ceea ce tu transmiți, cât vibrația ta, ceea ce transmiți oamenilor. Acum, că te place mai puțină lume sau mai multă lume, nu cred că e atât de important. Pentru mine e important să am publicul acela mișto, cool. Și să care să te înțeleagă pe tine. Și care e oarecum loial, pentru că în momentul în care un artist pe care, uite, Teo, căreia i-a plăcut piesele mele, cu siguranță acum când vin cu o piesă nouă, cu siguranță va rezona cu muzica mea în continuare. Fără îndoială. Pentru că, nu? Da, exact cum spui. A existat vreun moment în cei 3 ani în care... Nu prea mi-a păsat. Știu că trăim o perioadă în care tot ce contează este despre câți fani ai, câți urmăritori, câți te plac, câți nu te plac. Pe mine nu m-a interesat niciodată pentru că eu întotdeauna mi-am văzut de drumul meu, mi s-a părut, am fost sigură pe mine, cum sunt și acum, în continuare. Și important e că fac ce-mi place și important e că sunt dispusă să construiesc la nesfârșit până voi ajunge acolo unde îmi doresc, pentru că, desigur, și eu îmi pun întotdeauna ținte înalte. Și, de exemplu, în perioada asta nu am stat deloc, am lucrat foarte mult în studio, am călătorit la Londra, la Paris, unde am lucrat cu producători de acolo, producător muzical, urma să merg și în LA, aveam niște sesiuni în studiouri, chiar pe 25 martie, din păcate COVID-ul nu ne-a mai ținut cu noi perioada. Ne-au anulat puțin. Și da, am lucrat, voi lansa curând un album, voi scoate multă muzică și eu cred că voi avea suficient de mulți oameni, fani care să se bucure în continuare de muzica mea și să-mi aducă și mie bucurie. Adică să fiu, nu știu, să am o satisfacție. Te-ai gândit vreodată, te-ai gândit în vreo secundă să te retragi din industria muzicală românească? De tot?
Nu m-am gândit niciodată să mă retrag, însă recunosc că au fost momente în care am fost oarecum scârbită de dacă vrei, de... e foarte greu să diluiești cu oamenii. E ca și cum am fi înconjurați de lupi în industria asta, pentru că artistul n-ar trebui să trăiască toată povestea asta, știi? Ar trebui să, ca oamenii să fie mult mai deschiși. Aici totul este pe... afinități, blaturi, nu știu, așa am simțit eu și chiar probabil ăsta a și fost momentul în care am decis să caut mai mult, pentru că după perioada în care m-am separat de tatăl copilului meu, așa, am simțit că în momentul în care nu mai există un bărbat sau nu mai ai susținere, nu știu, în momentul ăla cumva toată lumea îți întoarce spatele și în loc să te susțină, noi suntem un popor, nu vreau să jignesc oamenii, dar mai degrabă decât să se ajute reciproc, mai degrabă se hateresc, știi? Și eu așa am simțit eu în momentul respectiv și eu nu sunt genul care să fac mult push, pentru că mie îmi place ca lucrurile să meargă vină de la natural. Sine, da. Cum? Să vină de la sine și te înțelegem să perfect. Vină, da, să vin, stai așa că nu te mai aud. Da, îmi place să vină de la sine, nu-mi place să insist, nu-mi place să fac presiuni, pentru că n-am de ce. Și atunci m-am simțit oarecum așa, nu am mai avut energie, nu am mai avut putere să diluiesc cu acești oameni și da, am simțit de foarte multe ori că nu e ce trebuie industria muzicală. Asta e important, că momentul ăsta a fost depășit de tine. Și îți propune... Te rog că nu te-am mai auzit. Spuneam că momentul ăsta dificil ai reușit să-l depășești, ceea ce e esențial. Și am înțeles din discuția cu tine un lucru foarte important. Fiecare artist are publicul lui fidel care îl urmează orice ar fi. Așa că îți propun să urmărim împreună, ca să mă bucur și eu, pe micile mele plăceri vinovate, în cazul ăsta nevinovate, piesa Superstar despre care tu ne-ai vorbit. Ești de acord? Da, sunt foarte bucuroasă și sper să vă placă și abia aștept să ne vedem în platou. Da, noi abia te așteptăm, Corina. Super, bine, da. Ai revenit și mult succes, așa cum ai avut întotdeauna.